În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Maria, partea cea bună și-a ales, care nu se va lua de la ea. Iubiți credincioși, iată ne ajungi în marele praznic al adormirii Maicii Domnului. Un praznic în care găsim una dintre cele mai frumoase și mai des întâlnite în timpul anului pericope. Este o pericopă de la Matei, un fapt de viață, un fapt despre Marta și Maria, surorile lui Lazar, care l-au primit în casa lor pe Mântuitorul. Spuneam că este cel mai des întâlnită Evanghelie, pentru că este și Evanghelia de la nașterea Maicii Domnului și Evanghelia de la intrarea în Biserica Maicii Domnului și iată acum este și Evanghelia de la adormirea Maicii Domnului. Și în afară de aceasta, este și una dintre evangheliile care se citesc la sfințirea bisericii. Iată de câte ori ne-am întâlnit în viață, cel puțin eu, cu această pericopă, pe care în câteva cuvinte am să vă spun. Într-una din zile, trecând, Iisus a intrat în casa Martei, care l-a invitat. Și Marta se silea să facă ospăț mare, dar Marta avea o soră, Maria, care venind și văzându-l pe Iisus, a căzut la picioarele lui și stătea și asculta cuvintele lui. Dar Marta i-a spus Mântuitorului, Învățătorule, nu ți se pare că sora mea m-a lăsat singură să slujesc? Spune-i dar ca să-mi ajute. Și atunci Mântuitorul a spus, Marto, Marto, te silești și te îngrijești de multe, dar un singur lucru trebuie. Maria, însă, și-a ales partea cea bună care nu se va lua de la ea. Atunci se spune că din popor un glas s-a ridicat și a spus, fericit este pântecele care te-a purtat și sângele care îi supt. Dar Mântuitorul răspunzând a zis, așa este, dar fericiți sunt și cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc pe el. Iubiți credincioși, acum vă imaginați că dacă ne întâlnim de 6-7 ori pe an cu această Sfântă Evanghelie, am stors din ea ceea ce credeam eu că era de stors. V-am prezentat când pe Marta și când pe Maria, ca pe fiul risipitor și pe fiul care rămâne acasă. V-am prezentat atitudinea aceasta de a trage de mânecă pe celălalt, vezi că ăsta nu-i ca mine. V-am prezentat tot felul de situații, dar astăzi să știți că aș vrea să vă vorbesc despre altceva, și anume despre un subiect pe care nu l-am deschis niciodată. Vă vorbesc și din modesta mea experiență de aproape un sfert de veac de carieră universitară, și anume vreau să vă spun ceva despre două atitudini, despre două feluri de oameni, despre două inteligențe și, dacă îmi permiteți, despre două manifestări socio-emoționale. Ați auzit în ultima vreme despre inteligența emoțională, pusă față în față cu inteligența științifică, academică sau de dreptate, așa cum vreți să o numiți. Dacă Malraux spunea la sfârșitul secolului trecut că mileniul 3, dacă nu va fi religios, nu va fi deloc, să știți că a început în mare forță. Începând chiar din primele luni ale mileniului 3, au început să se dezvolte anumite curente care să ne învețe despre noi înșine, lucruri pe care trebuie să le învățăm. Și iată că acest lucru ne prilejuiește faptul să constatăm că aproape 2000 de ani ne-au zăcut în urechi mesajele Mântuitorului pe care nu le-am băgat în seamă. Ne-au stăruit în minte de atâtea ori pe an niște mesaje pe care acum, dacă suntem atenți, putem să le luăm în considerare. Până mai de ună zi, toate examenele aveau la bază IQ-ul, adică coeficientul de inteligență. În ultima vreme s-a constatat însă că era fals acreditată părerea că
După ani și ani, la întrebarea cum se va numi tocilarul clasei, se răspundea, va fi șeful. Și-a dat seama lumea că nu este așa. Tocilarul clasei este cel care performează într-o lume în care totul este notat. Totul este cuantificat la nivel de inteligență academică. Dar există inteligența pe care trebuie acum să o stoarcem, nu din creierul nostru, ci din simțirea noastră, din amintirile noastre emoționale, din ceea ce nu s-a băgat în seamă, din ceea ce lumea a crezut că nu este de băgat în seamă. Chiar acum, mai nou, după atâtea leadershipping-uri și atâtea cursuri, s-a constatat că directorii generali sunt numiți pe funcție în baza IQ-ului, a inteligenței științifice, și sunt dați afară din cauza lipsei de inteligență emoțională. Cam așa stau lucrurile, fraților, și ca să înțelegem mai bine, aș vrea măcar în fața dumneavoastră, dacă nu am cum să mă inserez în programa analitică, să vă spun câteva lucruri cam cum văd eu educația. V-am spus așa câte puțin de când nepoata a început să crească și acum se apropie de 4 ani, că aș vrea ca la grădiniță să li se dea copiilor o foaie de hârtie și un creion colorat eventual. Să nu li se mai dea acele tipizate pe care copiii să fie obligați să le coloreze între spații. De ce? Pentru că un tipizat este mutilator de posibilitate artistică. Este înregimentator într-o zonă în care vrei să-l aduci pe copil. De ce să nu-l lași să se desfășoare el? Atunci când un profesor a venit la școală și a arătat copiilor pentru un test o foaie A4 pe care era un singur punct abia vizibil, încât el a fost nevoit să le spună această hârtie are un singur punct pe ea, descrieți-o, toți cei care au fost testați au deschis-o care mai de care, luând în considerare partea albă. E prea mult alb, ba punctul e așezat la mijloc, ba e prea într-o parte, ba prea sus, ba prea jos, la care profesorul le-a spus că toți au picat testul, în afară de unul singur, care a scris câteva pagini numai despre punctul acela. Cât de mic era și tocmai că era înconjurat de așa zisul nimic, apărea ceva și dădea o notă aparte. Asta ar trebui să facă și pedagogia din copiii noștri, dar dacă au crescut prea mari, sau dacă noi am crescut, sau ni se pare nouă că am crescut prea mari, să știți că e rândul să învățăm și noi. De exemplu, aseară nepoata mi-a zis mie și lui Bunii, când o să fiți voi mici, o să faceți nu știu ce. Și Bunii s-au uitat așa ciudat, zic, nu, așa e. Zic, Bubule, ai dreptate. Pentru că ne-ai auzit pe noi spunând despre tine când o să fii tu mare. Păi dacă tu o să fii mare, e clar că noi o să fim mici. Dacă îi dăm copilului să înțeleagă mecanismul care îl aduce să simtă ceva, înseamnă că mergem pe cultivarea inteligenței emoționale. Se spune că odată era o fetiță la o grădiniță, care grădiniță deja făcea parte dintr-un anumit centru special de educație. Era o fetiță pe care niciun coleg nu o băga în seamă, ea era tot timpul retrasă, tot timpul se uita, dar parcă era absentă. Și s-au făcut tot felul de teste. Testele de IQ nu ajungeau până la jumătatea clasamentului cu această fetiță, dar într-o zi a venit cineva care a spus vrea să facă un experiment și anume să inventeze un joc, Casa Păpușilor, în care păpușile aveau chipul colegilor decupat, așezat pe păpușă și fiecare
cursant, adică copil, avea de așezat în toată această casă a păpușilor pe toți colegii, ținând cont de locul preferat pe care aceștia îl ocupă în general în sala de clasă. Fiecare și-a aranjat colegii, dar n-au putut să aranjeze pe toți. Ei, această fetiță, care era un fin observator, nu numai că a așezat pe fiecare la colțul lui, dar atunci când a fost întrebată și provocată care sunt prieteniile și să lege perechi între păpușii respective, a așezat exact colegii care erau prieteni între ei la un loc. Asta a dat de înțeles că acea fetiță avea toate șansele ca în zona socială, în zona de maximă finețe a aranjării oamenilor în societate, avea să performeze. Că nu va avea note de 10 la matematică, la fizică sau la chimie, nu asta va conta. Pentru că la sfârșit, după toate școlile, când tragem linie și așa cum v-am mai spus, când vom constata despre cultură că este de fapt ce mai știm după ce am uitat tot ceea ce am învățat, atunci vom da seama că adevărata inteligență trece prin altă parte. Ce ne face să o ținem așa, cum zice românul, rara, către performanță? Erau odată niște sugari care mergeau dabușelea și s-a făcut un concurs la aniversarea a doi anișori a unei dintre ei. Și toți părinții stăteau pe margine și au împins pe copii să vadă care dintre ei e mai fâșneț și ajunge în partea cealaltă a covorului, un covor de vreo 3-4 metri lungime. Și toți copiii au început cursa, însă unii dintre ei s-au oprit, s-au mângâiat unii pe alții, s-au pupat, s-au luat în brațe, numai că părinții de pe margine strigau: vezi că te întrece cu tare, mototolule, ia-o înainte! Bineînțeles că cel care a ieșit primul a fost premiat, dar aș vrea să ne plasăm cu mintea peste 15-20 de ani, când vom vedea capacitățile emoționale ale celor care s-au oprit, s-au mângâiat, s-au îmbrățișat și s-au încurajat și s-au bucurat unii de alții. Ce vrem să facem din copiii noștri? Niște roboți? Păi asta nu se face de acum, se face de multă vreme. Chiar spune Saint Antoine în Micul Prinț despre faptul că ochii nu pot să vadă clar niciodată. Numai cu inima putem să vedem evenimentele. Aduceți-vă aminte acum de cel căzut în mâinile tâlharilor, care, după ce a fost dezbrăcat și bătut și lăsat abia viu, adică mai mult mort, a trecut pe lângă el un preot, l-a văzut și a trecut pe alături. Acum, ca să mă înțeleagă și românii, acest principiu se numește political correct. Adică, da, tată, mă duc la slujbă. Asta e. Nu pot să stau după ăsta. Cine știe ce are? O fi băut ceva? Nu mă bag. Political correct, tată, mă duc la slujbă. Un levit și el la fel. Ei, dar, un samarinean care era călător, văzându-l, i s-a făcut milă de el. Păi, tată, înseamnă că omul ăsta nu l-a văzut cu ochii cu care l-a văzut preotul și levitul. Înseamnă că l-a văzut cu ochii sufletului, l-a văzut cu inima. Asta e diferența între a vedea și a nu vedea. Între a vedea corect și a vedea cu simțurile. Între a folosi o relație așa zisă corectă și a folosi o relație empatică. Acum, să știți că nu vreau să iau pâinea nici a psihologilor, nici a pedagogilor, dar abia mi-o mănânc pe-a mea, a duhovniciei. Vreau să vă învăț însă câte ceva. Pentru că acest cuvânt al Mântuitorului, Marto, Marto, te silești și te îngrijești de multe, un singur lucru însă trebuie. Nu m-a lăsat să dorm multe din nopțile petrecute la seminar, la facultate și acum
în fața altarului. Nu m-au lăsat pentru că n-am înțeles niciodată de ce un singur lucru trebuie și lucrul acela nu este cel corect. Pentru că, după protocol, dacă inviți pe cineva acasă, trebuie să te ocupi de el. Nu să zici, băi, l-am invitat și acum ne uităm în gura lui. Păi depinde cum ne uităm sau cu ce ochi ne uităm la el. Mi-a rânduit Dumnezeu o mare bucurie acum, cred că vreo 15 ani, când am fost invitat la cineva care m-a așteptat de multă vreme să fac o slujbă și mi-a spus dacă pot să le acord și o oră și jumătate din timp să stăm de vorbă. Bineînțeles că mi-am făcut liniște în agendă câteva ceasuri și am rămas. Numai că după ce am făcut slujba, unul a plecat să aducă pâinea, altul a plecat după sifoane, iar gospodina s-a dus să vadă dacă în cuptor puiul mai are 10 minute sau 7 minute sau 6. Și m-au lăsat singur. Am stat eu ce am stat singur, crezând că așa e corect, că așa am învățat la școală, să nu, e casa omului, nu mă bag. Dar după ce am văzut eu că 5-6 minute pe care le-aș fi putut petrece mult mai util din punctul meu de vedere, că eu sunt unul care vorbesc mai mult, adică să vorbești așa cu cineva, să te asculte, eventual să mai dai un sfat, mai dai o părere, am văzut eu că sunt obstrucționat în această situație și am zis, voi stați așa, ia, veniți încoace. Eu la de bucătărie, am zis aragazul, veniți încoace. Păi eu la ce am venit aici, mă? Voi credeți că n-aveam ce mânca acasă sau n-am înțeles? După ce am ustruit eu puțin așa, am văzut că sunt ca supărați, dar știu să-i scot și din această stare de supărare. Și-au dat seama, l-am zis de Marta și Maria. Și am stat de vorbă vreo două ceasuri, dar după primul sfert de oră, o vedeam pe gazdă de așa de... Să uita, era cu mintea numai în cuptor. Băi, zic, soro, ești în cuptor. În sfârșit, a început așa să-i... Dar am văzut-o după jumătate de oră foarte tristă și am zis, ce e? Te gândești acum că o să rămână puiul la nemâncat. Uite, îți propun să cobor la parter și sigur vei găsi, dacă nu pe scară, cel puțin la scara blocului, cu siguranță pe cineva care m-a infometat decât mine și decât voi la un loc. Și ai cum să, cui să-l dai și nu o să rămână nemâncat, să știi. Ei, problema este următoarea. Ce înseamnă, așa cum v-am avertizat, în românește political corect și ce e de fapt adevărat corect în comportamentul social al nostru? Dacă vrem într-adevăr să înțelegem că noi suntem chemați să-l simțim pe celălalt, pentru că vederea este un simț. Din păcate însă școala, și nu numai românească, mondială, aș îndrăzni să vă spun, ne-a învățat că cu ochii putem să scrutăm zarea, putem să coordonăm anumite mișcări, dar nu ne-a zis nimeni că privirea, de fapt, face parte din cele 5 simțuri ale noastre. Păi dacă este un simț, înseamnă că este și dincolo de materie, dincolo de ceea ce vede. Că dacă, de exemplu, vezi pe cineva foarte bine îmbrăcat, poți să-l judeci greșit pe din afară. Mi-aduc aminte de un văr de-al meu care avea de construit ceva, s-a dus într-un șantier, dar el, săracul, fiind bucuros că a venit soția, care era mai pricopsită de lucrat la autostradă, avea o mașină pricopsită, s-a dus cu mașina aia fără să-și dea seama și îmbrăca bine omul într-o vineri. S-a dus și a comandat niște materiale și au zis ăștia un preț de să cadă pe spate. Nici o problemă, asta e, atâta costă, atâta costă. Și zice, nu le avem acum, veniți luni la ora 3 să le luați. Erau niște țevi, niște tuburi, mă rog. Când s-a dus la ora luni, păi luni dimineață, la ora 5, doamna cu a mașină pricopsită s-a dus pe autostradă unde aveau treabă cu șantierul, că nu era mașina lor, era mașina firmei. Și el s-a dus cu celebrul papuc românesc la poarta magazinului. Deci am venit și eu după comandă. Ce comandă? Niște tuburi, niște cutare, da. Te urcă mașina, da. Cât face? Un sfert de preț, i-a zis ăla. A, adică haina îl face pe om, dar îl face între ghilimele, adică l-a făcut. Problema este următoarea. Cu ce ochi ne uităm la celălalt? Dacă este ochiul interesului, cu siguranță că putem să dăm exemple și pro și contra. V-am dat unul.
dintre ele ca să înțelegeți că, de fapt, ochiul trebuie folosit ca simț, nu ca organ al transmiterii unui mesaj din exterior către neocortex sau către hipotalamus, să putem să facem noi tot felul de comparații. Nu, un simț, când îl vezi pe un om că este bine îmbrăcat, deci îți dai seama că nu e supărat din cauză că e foame sau că are vreo grijă, îți dai seama că are ceva mult mai profund. Înseamnă că l-ai văzut cu adevărații ochi. Ei, acest lucru trebuiește, cum zice la Evanghelie. Și Maria și-a ales partea cea bună, care nu se va lua de la ea. Partea aceasta a inteligenței academice este o parte pe care toată lumea o are mai mult sau mai puțin. Numai că atunci când tragem linie și ieșim din sfera notării, din sfera unui mod de viață, unui trafic de influență de la părinți, la educatori și așa mai departe, deja nu mai poate să fie evaluat. IQ-ul nu poate să fie evaluat complet atunci când îl scoți din context. De aceea, adevărata inteligență este cea emoțională, cea care ne aduce aminte de lucruri. De exemplu, dacă suntem la o oră de economie, putem să învățăm cum se plasează banii pe bursă ca să câștigăm mai mult, cum să ne plasăm niște sume pentru o pensie sigură și așa mai departe. Asta este partea de IQ, de inteligență științifică. Dar dacă în drum spre a face o tranzacție ne aducem aminte de un dezastru întâmplat în 2008, când am cumpărat o casă care acum nu mai valorează nici 10%. Aceasta este inteligență emoțională care nu ne va mai da voie să greșim atât de tare cum ar crede vreun contabil că ne face. Trebuie să învățăm că dincolo din ceea ce am fost învățați la școală, că este political correct, că este protocolar, că așa se face, există partea cealaltă, care merge dincolo. Diferența, m-a întrebat cineva, dintre ortodoxi și catolici, și să mă ierte, frații, că mă împac foarte bine cu ei, n-am putut să le fac așa de rapid între ortodoxie și catolicism în două cuvinte. Că era așa, într-o scară de bloc. Te mai întreabă diversi. Și a zis, uite, știi că frații noștri catolici au cultul statuilor, da? Ori noi avem cultul icoanelor. Și i-am invitat. Treci cu statuia pe ușile încuiate. Așa, dacă în spatele ușii avem o icoană, puteți să ne gândim noi, să trecem noi cu mintea dincolo. Ei, cam așa se întâmplă cu lucrurile acestea între material și spiritual. Nu este de lepădat nici ce învățăm la școală, nici silogismele care ne ajută să memorăm anumite lucruri, nici posibilitățile de a înlănțui propoziții, de a vorbi frumos. Dar nu este totul și nu trebuie să avem pretenția că este totul. Unui copil, de exemplu, dacă îi dăm așa, conform principiului political correct, îl ducem la meditație, îl ducem la școală, îl îmbrăcăm, îi dăm de mâncare, îl așezăm într-un pat liniștit, facem liniște în jurul lui ca să învețe, deci noi am creat toate condițiile, putem să ne ducem în camera altă să ne certăm cu soția. Și s-a terminat. Degeaba mănâncă omul bine, degeaba doarme bine, dacă în partea cealaltă își dă seama că nu este pace și nu este liniște. I-am creat exact atmosfera toxică de care el nu are nevoie. De aceea, măcar astăzi, în drum spre casă, să ne gândim ce este corect și ce nu este corect. A fost corect pentru Marta să aranjeze, că așa era în mintea ei. Dom'le, eu sunt un om practic, așa mă comport. Totul a fost corect până la un punct. Până când s-a dus să o dea în primire pe sorsa. Iertați-mă că vorbesc așa, pentru că
deja am intrat în personaj. E, în momentul ăla n-a mai fost corect nici pentru principiile pe care ea însăși le respectase chipurile. Dacă alegem în viața aceasta să mergem numai cu stetoscopul de gât și să dăm rețete ca medic, fără să îl mângâiem pe cap pe pacient și fără să îl întrebăm câți copii are acasă și care este motivația care îl ține în viață atât de frumos, când după diagnostic trebuia să-i fac legătura cu altcineva, înseamnă că am ales partea corectă a lucrurilor din punct de vedere științific. Rămâi tată cu stetoscopul, eu am nevoie de un medic care să mă înțeleagă și care să mă trateze nu ca pe marea majoritate sau ca pe o anumită medie. De exemplu, eu acum sunt la al doilea medic nutriționist vis-a-vis de diabetul pe care îl am. Când un nutriționist a reușit să facă de mine următorul lucru. În 2 luni am dat jos 20 de kilograme, așa după cântar. După care am întrebat, și de acum ce fac? Îmi dăduse o listă și mă duceam acasă și am învățat lista aia în vreo 2-3 zile, am învățat-o pe de rost. Dar îmi plăcea să mă uit, să credeam în mintea mea că totuși mi-a scăpat ceva. Îmi scăpase. Era un cuvânt șters așa de tare, încât m-am dus repede și am zis, da, aici ce e? Ce nici nu trebuie să știți? Nu, dar măcar să știu ce ați șters. Smântână. N-am rezolvat nimic. Și atunci, după astea 2 luni în care eu m-am comportat corect, am zis, ce urmează? Păi urmează restul vieții. Păi da, da, nu mai dați așa o linguriță de smântână, o cafea puțin mai îndulcită. Nu. Zic, Doamnă, m-ați pierdut. Și într-adevăr, m-ați pierdut. Acum sunt la un nutriționist care a început să ia act că sunt preot, că zice așa, 3 mese pe zi, de 5 ori, păi stați puțin așa, eu nu pot să mănânc până la ora 12. Păi nu că trebuie, păi stați așa, dacă eu sunt un element dintr-un grafic, că așa se face, m-ați pierdut și dumneavoastră. Și ce fac? O să mă tratez singur, să nu am înțeles. Vreau să mă înțelegeți că eu am programul acesta. Sunt și 36 de ore și 48 de ore în care nu mănânc, nu că nu pot, nu mă lasă ceea ce trăiesc eu, că fac. Păi zice, și de unde o să aveți? Păi din ceea ce fac o să am și niște energie de dat. A, zice, săraca de ce. S-o fi gândit, dar până la urmă mi-a găsit, să știți, o formulă în care chiar mi-a introdus și medicația foarte frumos și slavă Domnului, apropii 20 de ani cu acest diagnostic pe care vă spun cu mâna pe inimă, nu vreau să scap, pentru că acest diagnostic face din mine ceea ce n-a reușit să facă nici mama, nici tata, nici școala. M-a disciplinat. M-a disciplinat astfel încât să poți să învăț și pe alții ce înseamnă să poți dacă vrei. Și asta este o mare disciplină. E, cam asta cred că înseamnă inteligență emoțională. Și mă iertați dacă am intrat în astfel de amănunte, mai mult medicale sau psihosociale, dar să știți că acesta este rostul bisericii, să ne așeze cu picioarele pe pământ. Să nu credem noi că faptul că Marta a dat o primire pe sorsa, acum o să ne facă să ne preocupăm ani de zile numai de ce a făcut Marta cu sorsa și ce a zis Mântuitorul și nu o să înțelege nimic. Nu. Am înțeles ceva. Că avem în față 2 posibilități de a folosi orice simț al nostru și mai ales 2 mari căi în care putem să folosim creierul nostru. Să-l folosim, să socotim câte rate mai avem în următorii 25 de ani cât am luat împrumutul sau să ne gândim ce casă frumoasă las la nepoții care vin după mine și peste vreo 30-40 de ani, după ce nu o să mai fiu eu, o să spună, uite bă, asta e de la Bubu. Și atunci, alegeți contabilitatea și stați triști și numărați rate și numărați dobânzi și înjurați-i pe unul sau pe alții sau fiți fericiți încă 25 de ani că va rămâne ceva după efortul pe care l-am depus, pentru că, într-adevăr, vom auzi și noi ce a zis Mântuitorul. Partea cea bună și-a ales Maria. Așa se ne ajută Dumnezeu.